Mă bucur că salut pe toți și vă rog să mă iertați că am venit o țară mai târziu, dar știți ce multe treburi cu partea culturală, că mâine e și la noi aceeași organizare ca și asta aici. Vă doresc la toți sărbători fericite și să fie cu folos întâlnirea de azi. La mulți ani! Cu alte cuvinte, sărbătoarea care de 10 ani la Copăcel o să se transforme într-o sărbătoare itinerantă și în alte comune care țin de galul răsăritul țării Făgărașului. Ia să vedem. Cum îs îmbrăcați și încălțați ficiorii din Șinca Nouă? În primul rând, bine v-am găsit. Suntem încălțați în cizme, purtăm cioareci, avem cămașă, cheptar, avem rog, la haine îi se spune rog, și avem gluga, care bătrânii, când plouasea, când ningea, și-o puneau pe cap, ca să protejeze căciurile care sunt împodobite cu vâstre. Asta-i gluga și remarcați că au tricolor la glugă și tricolor pe rocuri, ficiorii din Șinca Nouă. Și fetele? Bună ziua! În primul rând, noi în Șinca vrem să punem foarte mare accent pe autenticitate. Tocmai de asta costumele noastre sunt făcute de bunici. Noi avem androc, care pe aici are niște flori. Avem șurțul, care la noi se numește păstura roșie. Și ea, care, după cum puteți vedea, e cu negru și cu alb. Și avem și niște chepterici speciale din piele de oaie. Și noi, fetele, avem un roc special pe care îl purtăm în general iarna. Și ștampete, cum se numește, prin alte părți. Și purtăm ghetuțe tot așa de piele. E jachetă, se numește și la noi. Da, fetele din Șinca Nouă n-au o găteală deosebită a capului, tot timpul au purtat cârpe cu flori? Deci numai mireasa și nănașa avea, dar fetele celelalte mergeau cu capul acoperit în permanență, pentru că așa era. Eu acum pe alte sunt sate în zona noastră, cum ești, uite, prin Comana, prin Cuciulata, prin Dacia, vin ansamblurile cu capul acoperit. Sunt alte sate, cum sunt pe aici, în general, prin munte, pe sub munte, în care fetele vin cu capul descoperit. Eu nu știu cum a fost pe alte sate, dar la noi, în sat, mereu a fost cu capul acoperit, pentru că iarna nu mergeau fetele la colindat în capul gol. Și au tot felul de baticuri sau de... ce mai iau? Oricum, fetele sunt faine și băieții sunt, pot să vă spun că sunt educate și cu bun simț și harnice. Deci lucră la noi tineretul foarte bine. Eu acum nu că le fac reclamă și sunt și nemăritate. Dacă sunt dornici pe aici, așteptăm ofertele pe site-ul de matrimonial al primăriei. Garantat 100% fetele din Șinca Nouă sunt harnice. Nu o să-ți domn primar nimic despre băieți, dar și ei sunt harnici. Și să știe, domn primar, că pe aici, prin țara Făgărașului, unele fete purtau pălărie. Nu știu de ce, dar satul meu așa e. Da. Și pe băieții îi laud, pe toți. Și noi vrem să vă și jucăm ceva de destul de scurt, că trebuie să ajungem, ne iertați, și până în Ucea, că am promis și acolo. No, o să vă jucăm și un joc scurt și asta e treaba. Salut muzicanții, prietenii noștri, haideți să-i prezint. Treceți aici în față până se dezgracă o țână, până se dezbracă... Da, vă rog, dați doi pași. Mă laud un pic cu colaboratorii mei. Trebuie să spun că și dansatorii toți știu să cânte la instrumente. Și fete și băieți, toți obligatoriu cântă la instrument. Însă, acum ne ajută așa. La dobă, Cosmin Hristea, inginer Silviu, în rupea. Ăla cu barbă. La trompetă, domnul Ciprian Moguț, dumnealui e de la Opera din Brașov, profesor. La saxofon, Ioan Repede, noi începem rapidul, inginer Silvic, tot în rupea. Și la acordeon, Sorin Danciu, Soso, doctor stomatolog în Franța. Arată ei muzicanți, dar sunt oameni de calitate. De ei loc cu noi, că-s băieți fain. Hai cu mașa,
Le mulțumim și le dorim sărbători fericite și petrecere frumoase până la Sfântul Ion. Mulțumim domnului primar și le urăm succes la Ucea de Jos, pentru că ei n-au putut să rămână până la spectacolul de la ora 15. Încă o dată vă mulțumim, sărbători fericite și dumneavoastră și celor de acasă, și părinților. Și la mulți ani la Sfântul Ștefan! Toți! Sărbători fericite și familiilor dumnealor de la Rupia și din Brașov. Și continuăm parada noastră cu femeile și bărbații din Copăceni. Și invităm pe scenă să vedem cum se îmbracă lumea și cum se îmbrăca cu zeci de ani în urmă în Copăceni. Aproape că am vrut să spun că de la el cu barba sură până la el... Până al mai mare. Bună seara, bine ați venit, stimați invitați. Sunt primarul comunei Mihai Oltan, pentru cine nu mă cunoaște. Cu domnii de la minister am avut mai devreme o întrevedere. Am pierdut ocazia de a-l prezenta pe domnul primar. Vreau să-i felicit pe cei din Țara Oașului, că am înțeles că sunt câțiva președinți din Țara Oașului de la Galuri. Noi mai avem un pic de învățat la dumneavoastră, dar o să vă ajungem. Și poate vă și întrecem. Și ne-a adus pălincă. Cine s-a înscris la tombolă s-ar putea să bea o leacă de pălincă de acolo. Să vedem dacă e mai tare ca e asta. Foarte bună. Sper să ajungă la toată lumea. Haideți să vă prezentăm un pic Portul Popular din Copăcel. Eu o să prezint, începem cu cei mici, care cu fustiță, cu... Cătrințe. Tricolorul românesc, cu cheptăraș, cu motive țărănești făcute de bunici și de mamele care mai știu să croșeteze la... Ia să întrebăm pe cei mici, să vedem, domn primar, nu ne văduviți de plăcerea de a asculta răspunsul copiilor. Fetițele, domnul primar vă dă microfonul, spuneți cum le zice la ăstea din față. Ia ziceți voi. Alexia. Bravo, Alexia! Mulțumim! Important e că le poată. Jumătate de act de cultură săvârșesc ele, fiindcă stau așa îmbrăcate și vor învăța când vor fi mari. Cum se numesc piesele de costum? Acum, domn primar, le spuneți cu ce v-ați îmbrăcat. Eu m-am îmbrăcat cu... V-ați îmbrăcat cu... bine? Da. Nu, mi-e și foarte cald. Cismă care se poartă la fecior la toată lumea, cu cioareci albi, cămașă brodată cu motive țărănești. Asta e cămașă de primar, care și rețe pe jos. Ce lumea asta are bani, poate să-și facă. Și cheptar care este cam peste tot cam același motiv, doar că au câteva floricele în plus, diferă un pic de la sat la sat. Și pe cap, domn primar... Nu poartă primarii, oare important e să fie în cap, da? Bravo! Vă rog să-l aplaudați și avem... primar, că e pe Și avem și recălele, care din păcate nu mai prea sunt la noi în sat. Acesta e unul, cred că unicul, dacă mai e. Din păcate... Dar o să reproducem, pentru că e păcat să se piardă. Da. Și băiețelul de lângă domnul primar. Băiețelul de lângă, deci la copiii mai tineri, la ficiori, e acest tip de pantalon. Drept mai și ghetuțe. Pentru că la pentru, ei, da. Cum cresc repede, și cintele... Și cheptărat de cine mai știe să croșeteze.
Și la, dați, vă rog, microfonul unei doamne. Pe doamne, lasă pe doamne să se prezinte. Dacă trebuie să ridice câte un șurț, să vedem ce poartă pe să nu punem pe primar, să ridice șurțul lui doamna, că se întâmplă o minune. Mi-a dat o idee, domnul primar, de la Flucuș, o să facem și noi un stadion matrimonial, așa că dacă sunt amatori... Vreau să-l salut și pe domnul primar de la Holba, pe Lucian. Vă rog, aplauze, un băiat. Să trăiască, domnul primar, dar să vă ridicați, să vă vadă lumea, așa, de la Holba. Să știți că e greu de ajuns la Holba, dar dacă ajungi greu, pleci. Dintr-o mie de motive. Acesta este un costum de femeie măritată, e din 1940. Este format din ghete, androc plisat din postav, șurț cu... șurț bătrânesc, ie, laibăr, șirecă, tot vechi de femeie și cârcă cu ciucuri. Mulțumim! Acum, un costum de nevastă tânără. Fustă plisată albă, crătință, brâu, laibărul și pe cap. Și eu știu că nevestele tinere care erau mândre și veneau la joc, până aici veneau în cizme, dar își luau în traist o pereche de pantofi, ca în sală să joace încălțate în pantofi. Acum, da, ia să vedem ce aveți dumneavoastră deosebit, șurțul văd eu. Un șurț, vechi, mătrânesc și ăsta, un androcel din postav, brâu, laibăr și pe cap cârpă, cum se zice la noi. Da, și ghete în picioare. Ghete, da. Mulțumim. Un șurț, un alt fel de șurț. Vedem acum trei feluri de șurțe din Copăcel. Un șurț, patru. Fustă care e brodată, care e anume pentru șurț. Șurțul cu strămătură, care e vechi de peste 60 de ani. Ia, care tot așa e cusută, iar bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, laibăr, cârpa cu ciucuri, ghete și aici prestuța pentru pantofi. Mulțumim! Costumul este mai nou. Bătrâna e mai bătrână, zice doamna, aplauze pe mine. E așa îmi place când întâlnesc oameni care nu au nicio inhibiție și au spiritul umorului, că asta ne-a salvat din multe necazuri. Deci dumneavoastră la 25 de ani vă îmbrăcați cu crătințe. Crătințe, asta mi-a plăcut întotdeauna. Dar cum le zice că diverse crătințe, sunt unele de alea vechi, da, care sunt brodate pe... postav și astea cu broderie spartă sau cum le mai zice prin Copăcel? Brodate. Crătințe brodate, nu? Așa? E mai nou costumul pentru că v-am zis că parabanul e mai vechi, dar n-am ce să fac, asta e. Mulțumim! Și ia, cum se numește ia față de iile, față de ia doamnei Nani? Da, ea are iile, eu am râs. A, deci aia e ie și ăsta e brâu. Ăsta e brâu, da. Mulțumim. Laibăr și cârpă cu frâu. Mulțumim frumos. Aplauze pentru doamnele care se îmbrăcă românește și eu mi-aș dori să văd mai multă lume îmbrăcată și la biserică, așa. Deci o să ne spune și Alexia cum e îmbrăcată, da? Da. Eu sunt îmbrăcată în stropei și în fustiță și în bluză. Laibă. Deci dacă vă e fric, luați-vă un laibă, da? Mulțumim, mulțumim domnului primar, mulțumim femeilor și bărbaților mari și mici din Copăcel și invităm în scenă pentru a-și prezenta portul. Și vă uitați, voi! Și vă și să zi! Câte multe vă băgați, măi! În curtea cu ziduri multe, zi, măriță, zi! La oamenii ce de frunte,
Da. Bună ziua, suntem cea de fete și feciori de la VAD. Vă rugăm, veniți în față. Haideți aici sub lumini să vă vedem că sunteți așa de faini. În primul rând să prezentăm Portul Popular. La băieți, pieptar, cămașă, căciulă, care... Cu vâstră. Noi cioclașii, cum ne zicem, membri ceată, avem 5 trandafiri. Vătaful mic are 7 și vătaful mare are 9. Vătaful mare are 2 drapele, ca să cunoaște mai bine, și vătaful mic un drapel. Da, îl puteți și desface să-l vedem, după care vă ajutăm noi să-l rulați. Drapelul ăsta. Da, stea. Stea. Este simbolul nostru și cu el adică colindăm, ținem ritmul la colindă. La... Facem o colindă, după care îl desfacem. Da. Bun. Trebuie să începem colinda? Puteți. Țării Făgărașului, iată 8 ficiori frumoși și care au adus un steag. Cred că trebuie să ai mușchi ca să scuturi steagul. Câte colinde cântați la o gazdă? La o gazdă câte colinde cântați? Una. Una și atât. Dar avem tot satul,
Cât timp durează colinda în tot satul? O zi întreagă. O zi întreagă. O zi. Și vă rugăm acum, voi colindați cu fetele? Nu, fetele stau acasă să-mi facă de mâncare. Te rog, acum dai microfonul și unei fete să ne spună cum sunt ele îmbrăcate. Oricum, vedetele sărbătorilor Crăciunului sunt în satele din Țara Făgărașului, ficiorii din ceată. Fetele, cum au spus băiatul, acasă să facă de mâncare. Te rog. Bună ziua. Costumul fetelor este alcătuit din iepădureancă. Vinea mea este modelul mai nou, fetele au modelul vechi. Laibărul, cretințele și fusta, care trebuie să fie încrețită. Fusta încrețită, da. Și ghetele. Și ghetele. Mă gândesc. Și pe cap, fetele nu, nu avem poartă nimic. Nimic. În Betleem ni se arată s-a născut cel păr de început, cum au zis lângă vii frate.
Thank you.